Bună ziua, dragi mei, și bine v-am regăsit la cel de-al 12-lea episod al emisiunii Povești care inspiră, cu oameni minunați, cu oameni simpli, care cumva au înțeles că sunt proprii stăpâni și sunt responsabili pentru ca viața lor să se desfășoare așa cum își doresc și au făcut schimbări radicale pentru acest lucru. Astăzi sunt foarte onorată să o am alături de mine pe Atena Negrescu, mentor pe stilul de viață Hipocrates și coach pe hrană vie. Bine ai venit, Atena! Bine te-am găsit, Gabriela, îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Sunt onorată să fiu aici cu tine astăzi. Atena, aș vrea să ne povestești un pic despre tine, cine ești, cu ce te ocupi mai detaliat decât am spus eu și să ne spui, eu știu despre tine că abia te-ai întors de la Institutul Hipocrates, nu știu câte ore ai fost acolo acum, a treia oară. Și să ne povestești un pic ce te-a determinat pe tine să schimbi obiceiurile atât de drastic. Da. Sunt Atena Negrescu, sunt mentor pe stilul de viață Hipocrates. De fapt, ajut oamenii să schimbe stilul de viață. Oameni care sunt bolnavi, care au nevoie să schimbe radical stilul de viață. Și eu cred cu tărie că un om, cu cât e mai bolnav, cu atât mai radicală trebuie să fie schimbarea. Și oameni sănătoși care vor să-și îmbunătățească stilul de viață. Deci lucrez și cu oameni bolnavi și cu oameni sănătoși. Iubesc Institutul Hipocrates, mă educ și învăț de la ei de 12 ani și îmi doresc foarte mult să merg de multe ori. Scopul meu ar fi acela să merg de vreo 4 ori pe an la institut, că vreau să cresc, vreau să mă îmbunătățesc și să pot să dau mai departe. Toate informațiile pe care le aflu acolo, vreau să le pot da mai departe, să-i împuternicesc și pe ceilalți, așa cum am împuternicit pe mine dintr-o victimă. Mă întrebai, Gabriela, de ce am făcut toate schimbările astea, pentru că am fost o victimă foarte mare parte din viața mea. Mă bucur că ai adus în discuție chestia asta, pentru că, cum ai spus tu mai devreme, sunt oameni foarte bolnavi, unde nevoia de schimbare este radicală și ca și în cazul tău, la fel. Și stăm acolo în rolul de victimă, dar cumva senzația asta de victimă vine din niște traume, vine din niște dezechilibre pe fond emoțional, nu neapărat doar al mâncării, că acele emoții ne împing, de fapt, să facem greșeli foarte mari. Ulterior, mai apar și acele convingeri că trebuie să mâncăm anumite lucruri, convingeri care vin chiar din sistemul medical de cele mai multe ori și despre care o să vreau să vorbim. Cum ai reușit să ieși din rolul ăsta de victimă psihic vorbind? Și, adică, cumva ca să ajungi la Institutul Hipocrates și să faci o asemenea schimbare, să mănânci totul crud, e nevoie să schimbi ceva aici? Mintea. Cât de ușor sau de greu ți-a fost? N-a fost simplu. Nu e simplu. Nu e simplu pentru că trăind o viață așa, schimbarea a început pe la 30 de ani. Până la 30 de ani am trăit ca o victimă. Suntem, în general, ce facem noi este că luăm tiparele părinților noștri. Mama mea a fost o victimă toată viața și încă este. Bineînțeles, traumele din copilărie ne influențează pentru toată viața noastră dacă nu schimbăm nimic. Dacă nu rezolvăm traumele, ce facem noi este că ne pedepsim, ne autopedepsim pe noi și ne facem rău, ne autodistrugem. Unii se autodistrug prin fumat, alții prin mâncare, alții prin băutură, alții prin droguri, alții prin pornografie, prin jocul de noroc. Întotdeauna când vedeți o dependență, puteți să o vedeți ca pe o traumă. Un om care are o dependență are o traumă. Eu am început să privesc atât de diferit oamenii care stau pe stradă, care beau, care fumează, care sunt drogați. Eu văd o traumă acolo, văd un om care suferă. Omul care duce sticla la gură sau țigara la gură sau mâncarea vrea să-și aline o durere.
Întotdeauna. Și ăsta e motivul pentru care Institutul Hipocrates, chiar vorbeam data trecută cu Preian Clement și spunea, aș putea să dau afară toți angajații de aici, singurii pe care nu i-aș da afară ar fi psihoterapeuți. Fără psihoterapeuți nu aveți cum să reușiți. Trebuie să mergem, da, trebuie să ne reîntoarcem la ce ni s-a întâmplat, să ne lăsăm să simțim durerea din trecut, pentru că noi asta facem când suntem mici, nu ne lăsăm să simțim durerea că am putea. Fugim, chiar fugim de durere, că de asta ne și anesteziem cu tot felul de lucruri, cu alcool, cu țigări, cu dulciuri, cu tot felul de nebunii, ca să înlocuim acea durere pe care nu ne place să o simțim. Exact. Se blocăm toate emoțiile și din cauza că nu ne lăsăm să simțim durerea, nu putem să ne vindecăm. Întotdeauna, pentru mine a fost eliberator când am aflat de la unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din lume, de la Institutul Hipocrates, mi-a spus, în momentul în care te simți, te lași să simți durerea, te vei elibera. Și da, trebuie să ne întoarcem în trecut, să ne lăsăm să simțim durerea și apoi vom fi eliberați. Doar așa. Eu n-am început așa. Eu am început cu alimentație. Pe mine alimentația m-a ajutat, ăsta a fost primul pas pe care l-am făcut. Și apoi alimentația și mai ales sucurile verzi, germenii, mi-au extins conștiința și am putut să văd mai mult. Și apoi am început să lucrez pe partea asta de traume din copilărie. Dar prima dată pentru mine a fost alimentația. Ești de acord cu mine că atunci când scoatem din alimentație anumite alimente, în special alimentele de origine animală, ți se aerisește parcă și mintea și poți să vezi lucrurile mult mai clar? Da. Eu am clienți care vin și îmi spun, da, eu nu am cum să schimb alimentația atâta timp cât nu îmi vindec emoțiile. Și am zis, păi uite, hai să lucrăm în paralel și să vezi că odată ce elimini anumite alimente, o să vezi tu lucrurile mai clar și o să știi tu încotro va trebui să te îndrepți și să ceri mai departe ajutor. Și într-adevăr așa se întâmplă de fiecare dată. Doar că oamenii când sunt în starea aia de rău și de neputință, pentru că nu știu ce să facă, cumva în mintea lor se creează o frică și ei cred că nu are legătură. Adică am întâlnit foarte mulți oameni care îmi spun starea mea de sănătate nu are legătură cu alimentația. Și erau ferm convinși de asta. Niciodată un om care mănâncă sănătos, un om care mănâncă cât mai mult viu, așa cum a lăsat Dumnezeu hrana pe pământ, nu se gândească ca un om care mănâncă fast food. Niciodată, pentru că gândurile sunt energie, hrana este energie. Întotdeauna vor gândi diferit, vei avea gânduri diferite atunci când îți hrănești creierul, când îți hrănești neuronii, vei avea alte gânduri. Asta vă zic pentru că am trăit experiența asta. Oamenii care mănâncă fast food, care mănâncă carne, în general au mintea foarte încețoșată, sunt foarte ușor de controlat, sunt foarte mulți oameni care sunt inteligenți, dar pur și simplu nivelul de conștientizare este foarte jos. Pur și simplu nu pot să se ridice mai sus pentru că nu își schimbă alimentația. Și alimentația întotdeauna o să ne influențeze. Gândiți-vă. Ne scade și vibrația, nu? Alimentația moartă, să zic așa, tot ce e mort, ne scade foarte mult vibrația și energia și atunci nu avem cum să creștem nici conștiința și de acolo vine și conștientizarea, de fapt. Exact. Am văzut experimente făcute cu anumite aparaturi care se vedea aura noastră, lumina din jurul corpului. Și vreau să vă zic acum experimentul pe care l-am văzut, care pentru mine a fost wow. Deci, orice aliment care este crud, orice aliment, orice plântuță care este crudă, netratată, termic, are în jurul ei o lumină, un câmp electromagnetic. În momentul în care eu mănânc plântuța aia, alimentul ăla, fructul, leguma, nuca, sămânța, ea îmi cedează mie lumina ei. Câmpul acela electromagnetic mi-l cedează mie și mie îmi crește lumina din jurul meu. Da? Deci eu voi avea vibrația mult mai mare, voi fi mult mai luminoasă. Da? Că vrem toți să ajungem la iluminare. Asta înseamnă, trebuie să introducem lumină în corpul nostru. Și Valerie Hunt se numește doamna care a studiat 40 de ani, a studiat aura omului
Și ce a făcut ea este că a luat un om, l-a așezat la masă, i-a pus în față cartofi prăjiți, Coca-Cola și hamburger și îl filma cu aceste aparaturi. De fiecare dată când omul ăsta înghițea sucul, mâncarea, îi scădea lumina. Îi scădea de fiecare dată. După aceea l-a lăsat o oră și după aceea l-a pus la masă cu fructe, legume, semințe, verdețuri. De fiecare dată când înghițea, îi creștea lumina din jurul lui. Atât de simplu este. Atât de simplu. Cum mănânci mai mult gătit și mâncare fast food și hrană din asta creată de om. Nu e creată de Dumnezeu. Noi ar trebui să mâncăm mâncare creată de Dumnezeu. Cu atât lumina noastră scade. Și asta e motivul pentru care oamenii se îmbolnăvesc. Și Gabriela, deci mă sună atât de mulți oameni care au ajuns să aibă cancer, leucemie. Și primul lucru pe care îl fac ei se duc către chimioterapie, către... nu schimbă nimic în viața lor. Păi, din păcate, ăsta e sistemul medical și oamenii când se îmbolnăvesc se duc la medic, pentru că vorbeam ieri și cu Elena, tu o cunoști pe Elena Edwards, da. Și ea a avut această situație, a fost diagnosticată cu cancer și, cum spunea și ea, noi când ne ducem la medic, ne ducem la medic ca la o autoritate, pentru că suntem convinși că oamenii aceia au studiat și sunt plătiți din taxele pe care noi le plătim ca să ne aibă grija noastră și să ne facă bine. Dar, de fapt, sistemul medical modern, așa cum îl știm noi astăzi, tratează doar partea fizică a bolnavului. Nu tratează omul ca pe un întreg și atunci nu ai cum să vindeci omul. Când tu tratezi doar efectul bolii, trebuie să te duci să elimini cauza. Asta din ce am studiat eu și din tot ceea ce fac eu cu clienții mei. Și atunci cumva nu oamenii sunt vinovați că aleg calea către chimioterapie neapărat, ci sistemul, pentru că asta se promovează. Ai făcut cancer, obligatoriu trebuie să faci chimio, radioterapie și așa mai departe. Sunt extrem de puțini oncologi care acceptă ideea de medicină integrativă, de lucrat pe partea sistemului imunitar. Eu am clienți cu cancer care vin și îmi spun că medicilor oncologi le-a spus că nu contează ce mănâncă. Că ei nu s-au îmbolnăvit din cauza faptului că au mâncat mizerii. Că e doar o întâmplare că s-au îmbolnăvit. Am o clientă care fuma și are cancer de sân și i-am spus, draga mea, ar trebui să renunți la fumat, ar trebui să renunți la tot ce înseamnă chestii toxice pentru corpul tău. La care știi ce mi-a spus? Mi-a zis, medicul meu oncolog mi-a zis că la ce bagă el în mine, țigara e doar ca o bombonică. Deci asta a fost au fost cuvintele unui medic oncolog? Adică tu ca medic să-i spui unui pacient așa ceva? În loc să-l îndrumi, să renunțe. Da, într-adevăr, are dreptate. Chimioterapia este mult mai toxică decât țigara. Dar trebuie să îndrumi pacientul să elimine toate acele toxine care îi pot provoca și mai mult rău. Da, întotdeauna întoarcerea la natură. Și atunci, cumva, da, cumva noi suntem responsabili, cei care lucrăm pe partea asta de alimentație, nutriție, stil de viață sănătos, să îi îndrumăm pe oameni să caute și alte căi și alte surse de vindecare, pentru că... Gabriela, eu încă mă bucur că putem să facem interviurile astea pe Zoom. Eu am rămas puțin, am fost uimită, să știi, am fost intervievată la canal de o persoană publică și din interviul de 50 de minute a rămas 15 minute și mi s-a spus în felul următor că s-a dat o lege în care dacă nu ești doctor nu mai ai voie să mai vorbești despre vindecare. Da, dar asta este de mult dată. Da, deci din într-un interviu de 50 de minute a urmat doar 15 minute cu tot ce era mai puțin important. Păi de asta majoritatea specialiștilor în sănătate vorbesc pe YouTube, pentru că acolo nu sunt restricționați momentan. La televizor ești foarte restricționat, nu ai voie să spui prea multe, tocmai pentru că oamenii se uită la televizor majoritatea și atunci cumva noi nu avem voie să ajungem la urechile maselor mari, știi? Și am încercat să ajung la niște emisiuni la televizor, să vorbesc despre ceea ce promovez eu, despre educație alimentară și așa, și mi s-a spus că nu se poate face asta pentru că nu, ei nu promovează așa ceva și nu pot să fac asta.
Da. Eu n-am știut. Din păcate, asta este lumea în care trăim și sper, cum spui și tu, că încă mai putem să facem asta și sper să mai putem face asta încă mult timp, pentru că altfel va trebui să găsim alte căi prin care să ajungem la oameni. Pentru că, uite, cum faci și tu, ai făcut acele cursuri la Institutul Hipocrates și eu vreau să ajung acolo, să-mi îmbunătățesc studiile pe partea asta de vindecare și cumva dacă vom fi blocați în a ne exprima ceea ce am studiat și a ne exprima, în primul rând, experiențele noastre și studiile noastre de caz, pentru că noi nu vorbim din ceruri sau din invenții sau din auzite. Noi, eu cel puțin vorbesc strict pe studiile mele de caz, cu clienții mei care au venit la mine cu analize clinice, cu tot felul de afecțiuni cronice de ani de zile pentru care luau doar medicamente, i-am ajutat să-și regenereze organismul, să se vindece, iar astăzi nu mai au niciun fel de medicament și sunt 100% ok. Și dacă tot studiem, trebuie să și dăm mai departe lucrurile astea. Încă mai putem, să sperăm să nu... Ți-am spus cum i-a spus Brian Clement, mi-a zis, Athena, dacă nu ești dispusă să mor pentru adevăr, ești degeaba aici. Deci eu chiar sunt dispusă să mor pentru adevăr. Asta înseamnă să-ți faci munca cu pasiune și să-ți pese de oameni și atunci când tu ai ceva de transmis, să nu-ți fie frică de ce vor spune ceilalți. Uite, de asta te iubesc pe tine și ești la mine în emisiune, pentru că rezonez foarte mult cu tine și cu atât de mulți oameni care facem asta, cărora nu ne este frică să spunem adevărul, că până la urmă despre asta este vorba. Uite, hai să ne uităm un pic în pandemia asta ce se întâmplă. Oamenilor le este frică să-și exprime părerea despre faptul că nu sunt de acord să se vaccineze sau nu sunt de acord să poarte mască. Atâta timp cât sunt atâtea studii făcute tocmai de către virusologi și de către epidemiologi care spun că nu e ok ce se întâmplă. Dar acei oameni au devenit dintr-o dată conspiraționiști. Din oameni care au fost nominalizați și laureați cu Premiul Nobel pentru Pace, au devenit niște conspiraționiști care mint oamenii. Adică îți dai seama la ce nivel de ipocrizie am ajuns? Da. Societatea asta și atunci oamenilor le este frică. Și așa cum spui și tu, uite, suntem câțiva care spunem adevărul și nu ne este frică să o facem. Până la urmă, știi cum e, se spune tot că moarte suntem datori, dar prefer să mor cu demnitate și să mor pentru o cauză nobilă, știi? Decât să mor în genunchi obligată să mint oamenii. Și eu la fel. Și singurul lucru care plecăm pe lumea asta este nivelul de conștiință pe care îl avem. Și ăsta e scopul nostru. Să ne mărim, să ne extindem nivelul de conștiință. Ăsta e singurul lucru cu care plecăm. Pentru ce aș vrea altceva pe lumea asta. Da, exact. Care a fost factorul predominant care, în afară de faptul că te-ai simțit ca o victimă, care a fost factorul predominant pentru care tu ai făcut această schimbare? Eram bolnavă și eram în suferință. Și nu mai puteam, pur și simplu ajunsesem la limita limitelor. Am suferit 20 de ani de bulimie, am avut 10 ani de psoriazis și aveam probleme foarte grave hormonale. Adică mie mi s-a zis că nu o să am niciodată copii, aveam menstruație de o lună de zile, 6 luni fără menstruație. Și pur și simplu mi-am dat seama că pot să fac o schimbare și că suferința întotdeauna spun. Schimbarea e mai ușoară decât suferința. E mult mai ușor să investești timp, să investești tot ce ai tu, și timp, și bani, ca să te schimbi. Poate e greu primul an, dar după care trăiești în bucurie. Decât să stai toată viața în suferință. Mă uit la părinții mei. Părinții mei iau medicamente, îi văd în suferință și asta e lucru pe care vreau să-l rezolv în lumea asta. Oamenii să înțeleagă că nu trebuie să trăim toată viața cu medicamente. Un corp sănătos nu trebuie să depindă de medicamente. Nu avem nevoie de așa ceva. Și văd... Ce le spun eu clienților mei legat de medicamente? Le spun așa, mai ales persoanelor care au mai multe feluri de medicamente și le spun, draga mea, dacă... prima pastilă, primul medicament pe care l-ai luat acum câțiva ani ar fi fost benefic, tu nu ai fi ajuns astăzi să iei
6-7 tipuri de medicamente. Faptul că tu astăzi ești la atât de multe tratamente, e clar că primul tratament pe care l-ai făcut n-a avut niciun beneficiu și, practic, tu trebuie să schimbi ceva în stilul tău de alimentație, în stilul tău de viață, să te hidratezi, să dormi, să ai grijă de mintea ta, de emoțiile tale, de oamenii din jurul tău. Da. Oamenii se duc către chimioterapie, către radioterapie, înțeleg că ăsta e sistemul, dar în momentul în care boala vine la noi, da, boala ne spune, nu ești pe drumul cel bun, schimbă ceva. Asta spune boala întotdeauna și nu e vorba doar de alimentație, e vorba de atitudine. În primul rând, atitudinea este cea care, este cea care ne influențează cel mai mult. E pe primul loc, atitudinea este și gândește-te, Gabriela, dacă n-ai o atitudine pozitivă, dacă nu trăiești viața cu bucurie, cu recunoștință și dacă stai toată ziua și te plângi și te uiți la doar ce lipsește, nu ai cum să fii fericit. Dacă nu contribui cu ceva, dacă nu ai o pasiune, nu ai pentru ce să trăiești. Asta e motivul pentru care foarte... Deci am stat de vorbă și acum la Institutul Hipocrates cu oameni și în general cu oameni bolnavi și nu știau de ce vor să trăiască. Nu aveau un scop. Și ăsta e motivul pentru care se îmbolnăvesc. N-au un scop în viața asta, n-au o direcție, n-au o pasiune, nu au nimic. Nu știau, pur și simplu. Ce au făcut oamenii ăștia toată viața? Au avut grijă de alții. S-au lăsat pe ei și au avut grijă de alții. Și atunci tu te îmbolnăvești. Sunt ceilalți mai importanti decât tine. Da, din păcate venim cu această educație. De mici ni se spune că dacă suntem mult prea atenți la noi, suntem egoiști, suntem că trebuie să avem grijă de celălalt și cumva oamenii au înțeles, cred că din asta total greșit lucrurile, pentru că e ok să ai grijă de ceilalți, dar fără să te lași pe tine pe ultimul loc. Și dacă ne uităm într-adevăr în societate, majoritatea oamenilor sunt mult mai focusați pe să fie bine la job, să fiu admirată și validată că mi-am făcut treaba bine, acasă să fie soțul mulțumit, casa să fie curată, copiii să fie hrăniți, dar eu ca femeie, ca individ, cum sunt? Ce spune sufletul meu când mă duc seara la culcare? Gabriela, eu, după ce m-am împălăvit, mi-am luat o perioadă foarte mare, câțiva ani de zile și m-am ocupat doar de mine. Nu poți să dai niciodată ceea ce nu ai, ceea ce nu ți-ai dat ție, nu poți să dai. N-am putut să mă ocup de alții până m-am ocupat de mine, primul rând. Și ce vreau să vă spun este că toată viața noastră, tot ce facem în viața noastră, depinde de starea noastră de sănătate. Nu poți să fii o mamă bună dacă ești bolnav. Nu poți să fii o soție bună dacă ești bolnav. Nu poți să ai succes dacă ești bolnavă, nu poți să fii, să ai un loc de muncă care să te mulțumească, nu poți să contribui în viața asta dacă tu ești bolnavă. Ești parte din problemă dacă tu ești bolnavă. Lumea asta are nevoie de tine sănătosă, lumea asta are nevoie de tine să fii un exemplu. Totul în viață depinde de starea ta de sănătate. Nu poți să te duci și să urci pe un munte dacă nu ești sănătos. Corect, mai ales când vine vorba de sănătate. Mai văd tot felul de postări cu medici, nutriționiști, obezi și mă întreb, oare cum pot medicii să vorbească despre sănătate când ei sunt bolnavi? Adică ce exemplu ești tu pentru pacientul tău dacă tu ești obez? Înțeleg că mai sunt oamenii care vin și spun, da, te-ai gândit că poate are o problemă, e bolnav? Păi boala vine după ce a devenit obez, niciodată înainte. Bineînțeles. Pentru mine, medicul trebuie să fie un exemplu. Eu nu merg la medici în acești alopați. Eu nu mai merg de 12 ani, n-am mai intrat în cabinetul unui medic. Pentru mine, exemplu pe care l-am eu în domeniul ăsta al sănătății este Brian Clement, directorul Institutului Hipocrates, pentru că e singurul om care mi-a demonstrat că se respectă și se iubește, că se respectă, se iubește pe el, dar singurul om la care am văzut cu adevărat ce înseamnă iubirea și respectul de sine. Nu am văzut la nimeni altcineva în viața asta. Și ăsta e motivul pentru care l-am ca exemplu. Dar pe toate domeniile, nu doar domeniul sănătății, pe toate, inclusiv relațiile, absolut tot. Sunt foarte mulți mentori care sunt foarte buni pe părticica lor, dar pe celelalte domenii, nu, el este pe toate domeniile.
Asta înseamnă, de fapt, conștientizare. Când ești atent și la ce mănânci, și la felul în care te miști, și la felul în care ai relații cu ceilalți, absolut tot trebuie să... Noi ar trebui să conducem prin propriul exemplu, să fim lideri prin exemplu. Cum ar putea pe mine un medic bolnav să mă ajute să mă vindec pe mine? Niciodată. Un medic care nu știe să aibă grijă de el, nu va ști să mă învețe pe mine cum să am grijă. Absolut. De mine. Să vorbim un pic despre acest institut. Tu ai plecat la acest institut, în primul rând, să te vindeci, iar mai apoi te-ai dus să studiezi. Hai să vorbim un pic, uite, pentru oamenii care poate... au această înclinație și se gândesc, măi, uite, hai să merg și eu acolo să mă vindec, că am și eu niște probleme. Sau poate nu am probleme, dar vreau să merg acolo să învăț, să mănânc sănătos, să învăț, pentru că trebuie să recunoaștem, noi nu avem această cultură de a mânca crud. Mai ales la român, totul se mănâncă gătit, tocănițe, sarmale, ciorbe, nu prea avem această cultură. Și atunci, ca să putem să-i îndrumăm pe oameni să meargă acolo, spune-ne tu ce ar trebui să știm dinainte, ce ar trebui să facem, trebuie să ne pregătim înainte sau acolo poate să meargă oricine, indiferent de stilul de viață pe care îl are în momentul actual și ce ar trebui să facă un om, să zicem, hai să luăm un om sănătos și un om bolnav. Ce ar trebui să facă fiecare dintre ei pentru a ajunge la institut, pentru a se... vindeca sau pentru a învăța cum să se hrănească sănătos. Care sunt pașii care trebuie să-i urmeze? Oricine poate să meargă acolo. Sunt oameni care sunt în stadiu foarte avansat și aceia chiar e nevoie să pur și simplu să vorbească, să le trimită analizele ca să vadă dacă mai poate fi făcut ceva, pentru că sunt oameni care chiar sunt în ultimul stadiu. Atena, te-am pierdut pentru câteva secunde din cauza conexiunii. Poți te rog să reiei de unde? Sigur. Deci la Institutul Hipocrates merg oameni sănătoși și oameni bolnavi. Sunt oameni care vor să încetinească procesul de îmbătrânire, sunt oameni care vor să prevină bolile și merg acolo să învețe și în momentul în care mergi acolo vei ști cum să trăiești pentru tot restul vieții tale și sunt oameni care sunt bolnavi, foarte bolnavi și bineînțeles că oamenii care sunt extrem de bolnavi e important să vorbească înainte, să vadă ce mai e de făcut în cazul lui. Dar eu ce pot să vă zic de la institut este că au ajuns oameni cu boli extrem de grave, care poate nimeni nu mai dă nicio șansă, dar oamenii au fost dispuși să facă tot ce institutul le-a zis, pentru că sunt unii care ajung acolo și nu sunt dispuși să facă tot ce pot. În momentul în care un om găsește motive, poate și un singur motiv pentru care el nu poate să facă asta, e clar că omul ăla nu vrea să se vindece. În momentul în care o singură piedică o pune, nu vrea să se vindece. Ăsta e mesajul. Ce ar trebui să facă oamenii? Primul le trebuie o viză. Că suntem în America, sunt mulți care vor să meargă, deci aveți nevoie de o viză de turist. Programul, sunt mai multe programe, dar în general programul meu preferat este Life Transformation Program, programul de transformare a vieții, care durează 21 de zile. Și programul ăsta este incredibil. Ajungi acolo la institut, deci ai parte la institut. În primul rând, ai parte doar de hrană vie, sucuri verzi, saună cu infraroșu, piscină cu ozon, psihoterapie cu psihoterapeut, care e foarte important, healing circle, e un cer de vindecare în fiecare săptămână, ne strângem toți și cine e dispus să spună povestea în fața psihoterapeutului, facem asta. E obligatoriu ca oamenii să vorbească engleză, bănuiesc, nu? Da, e important să știi engleză, e important, da. Da, eu vreau să fac, să mergem în ianuarie sau februarie, 11 femei și o să fie cu traducere atunci, o să fie eu ghid și pentru femeile care nu știu sau pentru oameni, o să fie și bărbați care nu știu engleză și care își doresc să meargă acolo. Da, cred că ar fi important pentru că sunt mulți oameni care poate s-ar duce, dar această barieră lingvistică le pune uneori piedici și... Mulți oameni mi-au scris în privat și mi-au zis nu pot să merg pentru că nu știu limba engleză și așa este. Dacă te duci de unul singur, n-ai cum. Dar dacă mergem toți, putem să facem un program tradus pentru noi.
Da. Deci mai avem partea acolo. Acolo formezi niște relații incredibile. Deci cunoști oameni minunați pe viață. Eu am rămas prietenă pe viață cu oamenii pe care i-am văzut și chiar și ultima dată când am fost, am stat mult mai puțin și mi-am făcut niște prieteni incredibili. Deci oamenii sunt atât de deschiși, vă dați seama că toți oamenii care vin acolo merg pentru că vor să se vindece, pentru că Sunt toți cumva sunt. conștienți unde se duc, dar ce facem cu oamenii care, uite, de exemplu, după ce am avut interviul cu tine data trecută, m-a întrebat o clientă de-a mea care a văzut videoul, băi, ok, mă duc acolo și dacă o să-mi fie foame, dacă nu o să mă satur cu ce-mi dau ei de mâncare, dacă, știi, oamenii au tot felul de frici. Pentru că frica asta, de fapt, este doar o aroganță a minții noastre care crede că poate citi viitorul, dar, de fapt, nu e așa. Și hai să te întreb pe tine, cum a fost pentru tine prima dată când te-ai dus acolo? Deși știu că tu, când ai ajuns acolo prima dată, tu deja îți schimbase oarecum stilul de alimentație. Dar cum a fost pentru tine când te-ai dus acolo și ai băut doar sucuri și ai mâncat doar crud? Nu ai avut nici măcar o secundă senzația de foame, să te duci să mănânci ceva pe ascuns? Sau cum a fost pentru tine prima ta experiență acolo? Nu ți-e foame deloc, pentru că ei îți dau sucuri verzi care conțin proteine. Proteina ține de foame. Sucul de iarbă de grâu, după ce îl bei, nu-ți mai trebuie nimic, pentru că te hrănește. Corpul cere mâncare pentru că nu are nutrienți. Ăsta e motivul pentru care corpul cere. Îți dă senzația de foame, dar el vrea nutrienți și tu îi dai fast food. Fast food-ul nu conține niciun nutrient. În primul rând avem bufet, fiecare mănâncă cât vrea. Deci nu o să-ți dea ei o porție, nu, în niciun caz. Deci mănânci cât vrei, și, dar marea majoritate a oamenilor care sunt obezi vin acolo și spun e pentru prima dată în viața mea că nu simt foame, pentru că sunt hrăniți cu nutrienți. Nu o să vă fie foame, vă garantez, nici o secundă nu o să vă fie foame. Plus că avem sucuri verzi de 4 ori pe zi avem sucuri verzi și plus 2 mese, adică Șase bufet. mese. Oh. Da, deci nu ți-e foame absolut deloc, credeți-mă. Eu știu sigur asta pentru că eu am niște protocoale de detox pe care le fac pentru clienții mei și pe care eu personal le-am ținut de-a lungul anilor și le țin în continuare și știu în zilele în care beau doar suc și nu mănânc nimic altceva, sunt mai sătulă decât în zilele în care, nu știu, poate mănânc o ciorbă sau mănânc ceva gătit. Și Da. știu, dar vroiam să spunem asta și celorlalți și vroiam să audă de la cineva care a fost acolo și care a experimentat deja a treia oară acest program și care trăiește așa și acasă, adică tu așa trăiești acasă tot timpul. Dar mâncarea e foarte gustoasă, este extrem de gustoasă, chiar dacă e crudă. Deci ei fac niște dressing-uri și niște rețete, pur și simplu simți că mănânci mâncare gătită și deshidratate, fac tot felul de alimente la deshidrator ca să simțim noi că mâncarea ar fi cumva gătită, să ne simțim plini, că asta vrem noi, că mâncarea gătită ne dă senzația așa, știi, că ești plin. Cât de greu este să continui un astfel de stil de viață acasă? Uite, ca să înțeleagă oamenii, să zicem că se duc acolo, învață să-și schimbe stilul de alimentație, învață să se educe. Ce fac când ajung acasă? Cât este de greu să menții un astfel de stil de alimentație? Ei, în momentul în care ajungi acolo, ei te iau ca la grădiniță, îți explică cum ai 40 de ore, avem 40 de ore de educație acolo, te iau ca la grădiniță, îți explică cum funcționează corpul tău, de ce ai nevoie, îți arată cum se fac germenii, cum se fac plăstarii, cum se fac sucurile, absolut tot, îți arată rețete de mâncare crudă, tot. Deci, în momentul în care tu te duci acasă, tu vei ști, deci ei ce vor să facă, nu vor să te facă dependent. Doctorul știe că vrea să ne facă dependent, vii luna asta, vii luna viitoare. Doctorul nu zice, du-te acasă, schimbă stilul de viață, că nu te mai întorci la el niciodată. Ăsta e motivul pentru care ei te iau, te învață ca tu să fii independent, să poți să nu mai depinzi de nimeni. E foarte simplu să duci acasă, să pui în practică. Este extrem de simplu și plus că pleci de acolo transformat. Este imposibil. Orice om care a trecut prin programul de 21 de zile, este alt om când se întoarce acasă.
N-ai cum să mai fii la fel, nu ai cum, pentru că treci prin psihoterapie, hrană, detox-ul. Pur și simplu gândiți-vă că facem în fiecare zi saună, scoatem chimicalele din corpul nostru. Deci ai tot felul de stări, sunt oameni care au tot felul de stări, colonhidroterapie, multe, multe, adică avem parte de, și plus, partea asta de relaxare, masaj cu uleiuri esențiale. Ei au New Calm, este un aparat cu niște căști, cu o muzică din asta relaxantă, dar care te induce într-o stare în aia de meditație, starea care poți să te vindeci, pentru că noi nu te putem vindeca dacă nu ne relaxăm. Atâta timp cât ești încordat, nu te vei putea. Da, pentru că schimbă vibrația, practic, și treci dintr-o vibrație negativă de încordare, de blocare emoțională, într-o stare de relaxare și atunci inclusiv mintea se vindecă. Ce fac ei acolo este că ne introduc lumină în corp. Prin toate modurile, prin meditație, prin sport, prin alimentație, prin sucuri verzi, lumină, 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 lumină. Întotdeauna, dacă vrei să te vindești, trebuie să introduci lumină în corpul tău. Se fac și terapii cu ozon acolo, în afară de saună? Terapii cu ozon, au terapie cu oxigen, cu ozon nu știu, dar ei ce fac, piscinele lor sunt, apa e tratată cu ozon, nu cu clor, bineînțeles. Nu știu dacă au terapie cu ozon, dar au terapia aia cu oxigen. Gândiți-vă că un om care e bolnav s-a dus atât de mult către întuneric și noi vrem să-l aducem la lumină cu chimioterapie, adică tot cu întuneric. Corect. Da. Da, e foarte interesant ce spui. Eu efectiv, deși cunosc și povestea ta în mare parte și știu și despre ce se întâmplă la institut, am intrat, am văzut, am studiat, am... Sunt copleșit, efectiv, de câte ori te ascult și ce vreau să te rog în încheiere, pentru că n-aș vrea să ne întindem prea mult, să obosim spectatorii care ne vor privi. Ce le transmiți? Cu ce vrei să rămână oamenii care ne ascultă? Și ce sfaturi le dau oamenilor care în momentul ăsta nu au un stil de viață sănătos și nu se hrănesc sănătos? Pot să le zic că bolovanul câteodată se face foarte mare, câteodată o ia la vale, câteodată e foarte greu să-l oprești, de alminter să-l mai aduci înapoi. Da, corpul nostru se poate vindeca. E cel mai bun medic de pe pământul ăsta, corpul nostru, dar să nu ne lăsăm să ajungă bolovanul atât de mare încât să nu mai putem să revenim orice am face. Deci am văzut oameni cu scleroză multiplă care ajunsese într-un stadiu foarte avansat, deși au făcut tot ce le-a stat în putere, n-au mai putut să ajungă la starea de sănătate pe care au avut-o înainte. Cumva să ne oprim, să ne dăm seama că cel mai prețios lucru pe care îl avem pe pământul ăsta e sănătatea noastră. Dacă ai sănătate, poți să ai orice îți dorești în viața asta. Dacă n-ai sănătate, gândiți-vă că sănătatea e mai importantă decât iubirea, pentru că n-ai cum să fii îndrăgostit dacă tu nu ești sănătos. Eu nu aș putea să fiu. Eu nu eram îndrăgostită în momentul în care eram bolnavă. Nu mi-ar dea de nimic, de absolut nimic. Deci să se prețuiască pe ei, să nu lase bolovanul să se facă atât de mare și să se reîntoarcă la natură. Mie natura mi-a salvat viața. Natura este cea care mi-a redat sănătate. Dumnezeu ne-a dat natura să ne vindecăm. Dumnezeu ne-a dat plantele. Niciodată animalele nu o să ne vindece. Din contră, animalele ne îmbolnăvesc. Întorceți-vă la natură. Să mergem desculți în natură, să luăm plante, să ne vindecăm, să mâncăm hrana așa cum ne-a dat-o Dumnezeu, fără să o modificăm noi, să-i adăugăm noi. N-avem ce să-i adăugăm. Hrana, fructele și hrana e coaptă deja de soare. Este coaptă de soare. Nu trebuie să o mai luăm noi, să o băgăm la cuptor, nu trebuie să-i facem nimic. Să luăm hrana, hrana care este așa cum a dat Dumnezeu, are lumină în ea. Lumină... plantei o să ne dea nouă. În momentul în care gătim, am scos lumina din ea și o să ne scoate lumina din noi. Mâncarea gătită scoate lumina din noi și hrana crudă introduce lumină în corpul nostru. Deci întotdeauna natura. Nimeni nu o să ne vindece cum ne vindecă natura. Absolut.
Noi așa am fost creați, de fapt, dacă stăm să ne aducem aminte puțin și am, pentru cei care au studiat sau nu le recomand să citească cum au fost oamenii la creație. Adică noi când am fost creați, trăiam la tropice, unde era cald și aveam tot timpul anului fructe, pentru că mai aud mitul ăsta că nu e ok să mănânci fructe iarna, că ele, de fapt, iarna nu se fac fructe. Păi da, la tropice erau fructe tot timpul anului. Faptul că noi ne-am îndepărtat și ne-am dus, ne-am deplasat de la tropice către alte zone mai reci, nu înseamnă că nu trebuie să rămânem conectați la felul în care am fost creați și la hrana pentru care am fost creați. Exact. Atena, îți mulțumesc din suflet. Pentru mine personal ești un exemplu de voință și de determinare și de... Sunt puțini oameni pe care îi cunosc care au făcut astfel de schimbări. Îmi doresc foarte mult să mai repetăm, să ne mai întâlnim și cu alte ocazii să mai vorbim, pentru că cumva consider că suntem responsabile și eu și tu și toți cei care ne ocupăm de aceste lucruri să dăm mai departe și să fim vocea care să schimbe această mentalitate și această convingere că trebuie să mâncăm animale, că trebuie să mâncăm hrană modificată și în toate felurile. Nu mai vorbesc acum de hrana asta modificată genetic, dar o să vorbim cu altă ocazie și despre asta. Unde te pot găsi oamenii dacă vor să afle mai multe informații despre ceea ce faci tu, despre institut, despre... Mă găsesc pe Facebook, Atena Negrescu, și mă găsesc în grupul Călătorie spre o viață sănătoasă, tot pe Facebook, și ar putea să-mi trimită un e-mail la negrescuatena@yahoo.com. O să pun în detaliile videoului, o să pun toate aceste linkuri. Pentru cei care vreți să o contactați pe Atena și vreți mai multe informații de la ea, vă recomand să accesați linkurile pe care le vom pune în descriere și vă rog să lăsați comentarii în descrierea videoului, să ne spuneți dacă v-a plăcut, dacă vreți și alte informații de la noi, să dați eventual și un share acestui video și un subscribe sau abonează-te acestui canal de YouTube pentru a fi la curent cu tot ce va urma să vă arătăm și să vă spunem. Mulțumesc frumos, Atena! Mulțumesc, Gabriela! O zi minunată să ai în continuare! De mine îți doresc!